și am să mulțumesc prezentantului de suflet pentru asta, că este prezent. Și am să mă ridic ca să vă fac o scurtă prezentare a proiectului. Îmi pare rău că alături de noi toate sunt se alăture o parte din participanți, cei care au avut curajul să participe de la început și până la sfârșit și o să vedeți și de ce spun ce avem acest lucru. Dar înainte am să vă fac o scurtă prezentare a proiectului. Deci proiectul nostru intitulat Strategia Ocupării a fost un proiect strategic și s-a implementat în trei județe, Tulcea, Galați și Botoșani. Solicitantul a fost Asociația Valori Dobrogene, în parteneriat cu firma Infotrust Design și a fost accesat în cadrul programului operațional sectorial de dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, dar fiind finanțat prin Fondul Social European, parțial de la bugetul de stat și parțial cofinanțarea partenerilor din proiect. Axa prioritară 5 este axa specială dedicată acțiunilor de sprijin a șomerilor. Ea se intitulează promovarea măsurilor active de ocupare, iar domeniul major de intervenție 5.1, dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare. Ce ne-am propus noi efectiv prin acest proiect, scuze, am trecut la următorul slide, deci valoarea eligibilă a proiectului estimată la momentul de pune de cerere de finanțare a fost de 2.252.498 de lei, din care asistență financiară ne-a îmbursat de 2.207.448 de lei, iar contribuția solicitantului 45.049 de lei. Putem spune acum la final de proiect că am realizat și economii, deci nu s-a valorificat întreaga sumă, pentru că am încercat să aplicăm principiile eficienței, eficacității, economicității, care sunt promovate în partea de fonduri europene și am reușit să facem acest lucru, nu știu dacă e bine sau rău. Bun. Acum să vă spunem ce ne-am propus noi din proiect și apoi să vă arătăm și ce am atins. Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea abilităților de căutare, identificare și angajare pe un post de muncă, compatibil cu interesele și cu profilul personal pentru un număr de 188 de persoane din grupul ținută, din poste zone industrializate. Această cerere de propunere de proiecte 183 a fost pentru persoane din zone poste industrializate și noi am făcut, înainte de a accesa proiectul, un studiu, am evaluat rapoartele diferitelor instituții și am constatat că Botoșanu, atunci am aflat că a fost pe vremurile anterioare, deci a avut o industrie înfloritoare, aș putea spune, care ulterior, treptat, efectiv s-a stins și foarte multe persoane au ajuns în situația de a nu avea loc de muncă. Apoi am identificat că și județul Galați este în aceeași situație și, normal, Tulcea, județul nostru și comunitatea noastră de suflet a fost și ea pe inclusă în proiect. Obiectivele specifice ale proiectului au fost îmbunătățirea capacității de ocupare pentru un număr de minim 181 de persoane din grupul țintă prin servicii de informare, de consiliere psihoprofesională sau mediere pentru o perioadă de 10 luni. Deci acesta a fost un prim obiectiv specific. Următorul obiectiv specific a fost îmbunătățirea șanselor de ocupare, da? De după ce identific ceea ce îmi doresc sau ceea ce mi-ar plăcea să fac, este foarte important cumva să-mi și consolidez formarea profesională și pentru aceasta am organizat niște cursuri de pregătire profesională pentru completarea nivelului de pregătire de ținut.